Prieten, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul George Hodorogea ne trimite un pamflet. Dar, parafrazând vorba poetului, e pamflet. Pamflet e oare? Aflăm împreună. Un popor care votează corupți, impostori, hoți și trădători nu este victimă, este complice. Când totul merge din rău în mai rău, nu este greu pentru oricare dintre noi, nefericiți locuitori acestei nefericite țări, România, deși unii o denumesc grădina Maicii Domnului, să nu remarcăm că viața noastră este cu fiecare zi care trece tot mai complicată, tot mai dificilă, tot mai costisitoare și chiar umilitoare. Din păcate, în loc să analizăm și să tragem concluziile firești, ne mulțumim majoritatea dintre noi să înjurăm sau uneori chiar să protestăm în piața mare și cam atât. Ne este ușor să dăm vina pe conducători, pe politicieni, uneori reușim chiar să-i schimbăm și cu asta ce-am făcut. La prima vedere s-ar putea spune că am identificat vinovații și am acționat corect, dar nu trece mult timp și din nou putem observa că în viața noastră nu s-a schimbat nimic, ba mai mult, totul s-a agravat. Și astfel constatăm pe propria piele că prețurile cresc mai rapid decât salariul, utilitățile nu mai pot fi acoperite, deci recurgem la debranșări nedorite, cartea dragă nu o mai pot cumpăra decât în urma unui împrumut la ceare. Taxele și impozitele se umflă ca făt frumos într-o lună, cât alții în 7 ani. Benzina e atât de scumpă încât suntem nevoiți să dosim mașina în garaj pentru an bun de acum încolo, etc. Și culmea, observăm că suntem umiliți și barjocoriți chiar de cei pe care i-am votat recent ca să scăpăm de mișeii anteriori. Și iar înjurăm și protestăm găsind rapid vinovații pentru nenorocirile noastre, adică noi aleși. Dar oare doar veroșii conducători sunt de vină? Și ce dacă a furat? Uite ce treabă face. Politica românească de după 1989 a dat la iveală tot felul de gunoaie pe care dintr-un masochism de neînțeles pentru nimeni, noi românii le dăm și tot le dăm votul și încrederea noastră. De ce oare? Dar să ne oprim la niște politicieni mai mărunței, adică la primarii urbelor noastre, fie ele mari și importante, fie ele mici și neînsemnate, cocoțate pe văi, dealuri și munți sărăcăcioși. În ultimele 3 decenii, foarte mulți primari au fost prinși furând și condamnați la închisoare. Și totuși, după ceva ani, s-au prezentat din nou în fața votanților, cerându-le iar încrederea. Și culmea, chiar câștigă. De ce să ne mirăm că viața ne-a oferit și exemple de primari care au câștigat alegerile fiind dincolo de gratii? Sau, să ne amintim, au fost și vreo 9 cazuri când au câștigat, deși erau morți de ceva timp. Dar nu-i de râs, e de plâns, nu-i minciună, e tristul adevăr. Respectivii au decedat în precampanie și ca partidul să nu piardă localitatea, fie nu i-au înlocuit, fie l-au lăsat mort fiind să adune voturi în numele și pentru partidul aparținător. Dar morții cu morții și vii cu vii. De ce votează cetățenii un primar dovedit nu odată hoț cu acte în regulă? Simplu. Fiindcă se conduc după lozinca și ce dacă a furat și el săracul, nu vezi că face treabă? Dar nu este un paradox, este o realitate clară ce reiese dintr-un calcul firesc. Cei mai mulți primari hoți sunt cei și care fac mai multe pentru urbea lor. De ce? E simplu. Nu faci nimic, nu poți cheltui banii publici, deci nu ai parte de parandărăt. Ai lucrări mari, deci bugete mari, ai de unde să stragi comisionul și să te îmbogățești. Și în plus, ține minte, cititorile care lauzi hoțul că face treabă, ceea ce construiește el nu se realizează pe banii lui, ci pe cei ai primăriei sau ai guvernului, unde este cazul. Deci, în ultimă instanță, hoțul de primar construiește pe banii tăi. Fiindcă banii tăi, prin sistemul de taxe și impozite, construiesc bugetul unei primării sau al țării întregi, banii tăi și ai celorlalți români pasivi. Deci, cetățenii români pasivi și negânditori, nu mai privi și vota un primar hoț, că el fură și de la tine. Ce bun sunt ăștia, ne măresc mereu pensiile. Un argument stupid auzit tot mai des la o mare parte a votanților români este acela că să-i votăm pe ăștia, că ei ne măresc mereu pensiile. Și de 30 de ani tot îi votează pe aceiași oameni fără să realizeze un fapt extrem de simplu. După orice mărire a pensiei trâmbițată cu fază de mass media aliată, amărâtul de pensionar nu observă că de fapt cu bani mai mulți cumpără de fapt mai puțin. Șmecheria e simplă. Mărești punctul de pensie cu 5-10%, dar în același timp ridici prețurile la carburant și energie cu 10-15%. Aceste scumpiri declanșează o reacție în lanț, mai toate prețurile, fie ele la produse alimentare sau industriale, crescând exponențial. Și astfel nu mai cumperi 2 kg de carne, ci doar 1. Nu mai bei 5 beri pe lună, ci doar 2. Nu te mai duci în concediu la mare, ci eventual la Amara sau Sovata,
dar mai bine la țară, unde-i viața mai ieftină. Dar ce contează? Ai în buzunar bani mai mulți, nu? Și cui îi folosește? Nu te întrebi, bre, votantule. Dar tu, om simplu, votant de bază, sper și aștept să nouă sesiune electorală, fiindcă, cu siguranță, ți se va mări venitul. Pe hârtie. Avem. Dar de ce avem zapcii? Ne tot plângem că nu ne ajung banii de chirie, întreținere și alte cheltuieli necesare, deoarece nu mai putem susține atâtea taxe, impozite și măriri de prețuri. Dar de ce oare am ajuns aici? Instituțiile sfoliatoare sunt conduse de niște oameni, indivizi. Aceștia, la rândul lor, au fost numiți în funcție de către primari, deputați și senatori, președinți de consilii județene și miniștri, ba chiar și de președinte. Iar pe aceștia, din urmă, cine i-a săltat benevolul în funcții, nu cumva chiar noi, adică cei care azi ne plângem singuri de milă. Dar de data asta nu mai recurgem la cazuri concrete și folosim, când nu este prea târziu, vechea înțelepciune populară. Deci, mai jos vom reda o baladă, o fabulă transmisă, cum altfel, oral și devenită chiar virală, poate învățăm cu toții ceva. În țara lui Taxă Împărat. La noi totul se plătește, dacă nu te belește statul hapsând și rapace, îți ia banii, n-ai ce-i face. Deci faci o casă, pe nepusă masă, vine unul, calculează mult și taxează, cât ai de dat la stat. Ca să poți să stai în casa pe care o ai, de tai un porc, un vițel, vine iute el, omul de la fisc, și ia taxa de risc, să nu fie bolnav, ah, ce nărav, animalul sacrificat pentru mâncat. Și deși nimic nu ți-a dat să crești porcul tăiat, el îți ia un tain neam de cain. De ei o mașină pe benzină sau motorină, ah, ce vină, dai taxe de drum, taxe pe fum, taxe pe roți, mama lor de hoț. Și de aici la șosea altă belea, taxa pe autostradă, una ce stă să cadă. Azi de mergi la oficiu și vrei un serviciu de cununie, bine să fie scos din buzunar, iar în zadar bani pentru certificat că te-ai însurat, de nu ești taxat pentru celibat. În curtea ta de vrei ceapă și draga vei, morcov și leuștean, vine un ghiolban și plătești ca să crești în curtea ta ceva. Azi de plouă vei fi rupt în două, vine omul financiar cu un chestionar și un chitanțier că a plouat din cer și apa de sus pe drum s-a dus, deci vei plăti pe loc, cu orice mijloc, un impozit lunar, ca așa scrie în calendar, că apa nemuncită trebuie plătită. Te-ai ghinion mai rar să devii proprietar printr-o donație dată cu grație și ești bucuros fiind la cap sănătos, că a fost să fie să faci economie, vine prin plic ca să fie chic o înștiințare de finanțare și taxare a darului din dotare, că mai bine cumpărai și mai ieftin ieșai. De te duci la spital, ești hăituit ca un animal, taxă de control, bani de protocol, taxă pe medicamente și alte impedimente, de nu rămâne nimic din ce ai adus în plic. Cei de la financiar n-au muncit în zadar, nimic nu le-a scăpat, totul poate fi taxat. Te duci la WC, plătești un leu, te uiți la stele, rămâi fără lovele. Totu-i bine făcut, plătești de când te-ai născut. Chiar și mort dai un ort, le-au scăpat de la impozitat taxa pe muci, pe fecatul din buci, taxa pe diarie, ai dracului să fie, taxa pe labă, că n-au treabă, taxa pe rouă, pe roșii de ouă, taxa pe furnici, că și ele mici, taxa pe chiloți, mama lor de hoț, taxa pe jelit, că prea n-au belit, și mai e una bună, îmi place cum sună, taxa pe prostie, însă ea lor, se știe. Morala este clară, fără interpretare, de susțin sus și tare, că în țara lui Taxă Împărat trebuie impozitat fiecare căcat. Deci nu zapcii poartă întreaga vină, nici cei care i-au numit și susținut, ci noi votanții simpli care nu ne învățăm niciodată minte și votăm în continuare de parcă în fiecare zi electorală ar fi Duminica Orbului. Cine știe, cunoaște. Să le pună cătușe la pușcărie cu ei, ce refulare masivă și emoționantă pentru noi atunci când am putut vedea aleși cu cătușe la mâini. Ce ușurare, ce revelație și am dorit-o și mai mult, sperând să-i vedem pe toți cei care ne-au mințit și furat, umiliți și duși la beciul domnesc. Câte femei n-au scuipat în sân când au văzut-o pe Elena Udrea dusă cu cătușe la tribunal? Sau câți mocofani n-au aplaudat pe viitorul pușcăriaș când era dus la spital după teatrala tentativă de a scăpa din labele organului justițiar? Ca să nu uităm de Șova, Bica, Remeș, Mureșan sau Dragnea și mulți alții. Și-am dat gir cu multă nesocotință procurorilor și judecătorilor, dar și vai de noi serviciilor secrete. Și le-am dat girul ca de fapt ei să construiască temeinic statul paralel, un stat care nu avea nici cea mai mică legătură cu statul de drept și democrația.
A fost nevoie ca să se spargă buba de la Bihor și mai ales cea de la Prahova ca să realizăm că, de fapt, noi cu mâna și votul nostru le permisesem celor mai sus menționați să intre cu tunul în viața noastră. Eram spionați, lucrați pe la spate, taxați și noi ce făceam? Aplaudam instalarea dictaturii justițiare și nu în sensul cel bun al dreptății, ci în cel mai abject sens. Cei pe care îi vedeam târâți cu cătușe își meritau soarta, dar ei nu erau înhățați din pricina vinilor evidente, ci pentru a face locul altor veroși politicieni. Flămânzi și doritori de privilegii și sânge. Și nu exagerez deloc. A rămas cumva locul Elenei Udrea liber, nu ocupat, sau lui Năstase, Șova, Remeș, Dragnea, etc.? S-au schimbat cumva obiceiurile veroase și s-a îmbunătățit modul nostru de viață? Aiurea, e mai rău ca înainte. Și de ce? Fiindcă cei răspunzători de aceste fără de lege au avut și au încă girul nostru, fiindcă i-am votat orbește. Apropo de orbire, să nu mai credeți în sloganul justiției oarbe. Nu e oarbă deloc, ba vede prea bine care interesul ei și acționează în acea direcție. Și ca să exemplific pe înțelesul tuturor, uitați cine este de vină pentru neinterzicerea sau impozitarea pensiilor special de nesimțite. Nu cumva credească magistrații, fie ei cei din sistemul juridic, fie cei nouă nocivi de la Curtea Constituțională, o să-și reducă de bunăvoie veniturile extrem de mari și chiar extravagante pentru o țară săracă și distrusă de rapacitatea aleșilor? Eu chiar nu cred. Și cine i-a instalat pe procurori și judecători în funcții mari? Nu cumva tocmai cei pe care i-am votat cu larghețe, neținând seama de trecutul și apucăturile lor, trădători de țară? Aici lucrurile sunt un pic mai delicate. De multe ori folosim această sintagmă pentru a-i cataloga pe dușmanii noștri politici fără a analiza corect. Da, cu siguranță avem și trădători ai interesului național și din categoria asta fac parte cei care au înstrăinat pe mai nimic avuțiile țării. Sunt cei care avantajează corporațiile străine în defavoarea celor autohtone. Sunt cei care cedează la negocieri poziții cheie doar pentru că după aceea sunt lăudați și eventual decorați de liderii țărilor beneficiare de cederile noastre. Dar cine sunt acești așa ziși trădători de țară? Nu cumva niște români pe care tot noi i-am votat și ajutat să ajungă în poziții cheie? Cu siguranță că da. Și atunci de ce ne plângem oare? Să ne aducem aminte de niște povești mai vechi. Nu-i de vină hoțul, ci eu că nu am fost atent. Nu-i de vină lupul că mi-a mâncat o oaie atâta timp cât eu din zgârcenie n-am pus la stână și niște câini. Tot așa nu-i de vină alesul că mă fură în continuu, deoarece eu, știindu-i apucăturile, totuși l-am votat. Concluzia mea. Nu insist prea mult, las pe altul mult mai inteligent și cunoscut să o facă în rândurile ultimele acestui articol. Eu doar încerc să vă spun că nu numai hoții, trădătorii, corupții sunt de vină, ci și noi, fiindcă mai niciodată nu am gândit prea mult, nu am analizat alternative și oportunități ca să votăm în cunoștință de cauză și acum ne plângem degeaba de milă. Și geniul previzionar al lui Orwell. O altă concluzie, de data asta nu o mai tragem noi, ci o remarcăm pe cea definită remarcabil de scriitorul englez George Orwell. Un popor care votează corupți, impostori, hoți și trădători, nu este victimă, este complice. Vorba olteanului, păi cam da. George Hodorogea, mulțumiri pentru scriere. Prieteni, mulțumiri pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând.